Bună, bine ai venit pe canalul meu. Eu sunt Alexandra Stroie, sunt wellness coach, iar în perioada aceasta aici documentez procesul meu de slăbire, procesul meu personal de transformare a cererilor de alimentație și de stil de viață și vreau să-ți arăt și ție cum am făcut eu asta și cum fac eu acest lucru. În videoul de astăzi vom discuta despre cum am luat decizia să slăbesc și, de fapt, am să explic puțin și cum am îngrășat aceste 20 de kilograme, astfel încât să știi exact de unde am pornit și care este istoria mea completă. Am povestit în videoul trecut că am slăbit 35 de kilograme alăturându-mă acelei comunități foarte faine care promovează stil de viață sănătos, alimentație echilibrată, sport și nutriție. Am povestit că în acest proces, pe lângă faptul că eu am slăbit acele 35 de kilograme, am devenit și wellness coach, am învățat și am ajutat și alte persoane să-și îmbunătățească stilul lor de viață și alimentația. Acel rezultat de minus 35 de kg, adică acest rezultat, până în momentul în care am rămas însărcinată a doua oară. În sarcină 10 kg, practic am rămas însărcinată la 66 de kg și în momentul în care am ajuns la maternitate pentru a naște, aveam 84 de kg. Am plecat din maternitate cu 74, de data aceasta copilajul meu a cântărit ceva, dacă la sarcina cu Edi. Eu nu înțeleg cum pe cântarul din maternitate cu copilul în burtă aveam 97 de kilograme și pe același cântar, după ce am scos copilul din burtă, aveam tot 97 de kilograme. Este de neînțeles. Dar nu contează, a fost o istorie și a fost. Bine că a fost. Acesta este motivul pentru care am 10 kg în plus. Următoarele 10 kg au venit odată cu pandemia și cu perioada de izolare, când, evident, stilul nostru de viață al tuturor s-a ajuns un obicei corect format acasă. Statul, pentru că clar nu mai ai unde să te duci, vei sta mai mult. Am devenit sedentară. Am început să mănânc emoțional, pentru că acasă încă kilograme, a fost o perioadă foarte stresantă și foarte grea de câteva săptămâni, dar în acele săptămâni eu am pus 5 kg pe care știam că le voi pune. M-am bucurat că au fost doar 5 și că nu au fost mai multe și v-am spus, a fost primul moment și poate voi vorbi vreodată despre asta, poate chiar facem împreună cu un psiholog o discuție aici pe canal despre mâncatul emoțional, despre cum despre ce se întâmplă și să analizăm puțin mai mult lucrul ăsta, pentru că tot ce am învățat eu până acum știam și mi-ar plăcea să pot să vin și la voi și să vă spun, uite, se întâmplă asta, se întâmplă asta atunci când mănânc emoțional. E, știind lucrul ăsta, chiar dacă la început îți este greu să te oprești, la un moment dat când se liniștesc lucrurile și din punct de vedere emoțional tu te mai liniștești, se va fi foarte ușor să oprești procesul și să înțelegi că ok, asta este consecința faptului că am făcut lucrul ăla atunci, că am simțit atunci și n-am putut să controlez și m-am refugiat în mâncare, dar am ce să fac. De aici pun stop refugiul ăsta în mâncare și nu mă mai frustrez mai departe și că am luat kilograme, le accept, le iubesc așa cum sunt și merg mai departe cu ele. Ăsta a fost procesul meu, asta a fost mentalitatea mea undeva prin octombrie anul trecut, în 2020, în care am spus, ok, mulțumesc, mergem mai departe. Încă vreo 2 kg le-am luat de Crăciun, în decembrie, când am zis, băi, dacă tot am luat, hai că mai merg încă 2 și de la 1 ianuarie începem treaba. În ianuarie am început procesul de slăbire. Practic, atunci am luat decizia să fac ceva schimbări. Bine, decizia o luasem întotdeauna. Niciodată nu am schimbat și nu am renunțat la stilul de viață corect. Adică, micul meu dejun a existat întotdeauna. Suplimentele mi-au existat întotdeauna.
Masa mea de prânz întotdeauna a avut salată, proteină sănătoasă, carbohidrați cu fibre, da, complex. Seara întotdeauna am mâncat ce veți vedea în următoarele vloguri că mănânc seara. Ce făceam în plus era că luam gustări nesănătoase, adică cumpăra Marian ceva de ronțăit, dar merge să-mi dai și mie. Știi ce zic? Că și eu sunt om în țara asta. Sau cumpăra un mezel, dar aș să-mi fac și eu un sandwich. Ce dacă mâncase masa de prânz și cu atât mai mult în perioada aceea în care mi-a fost foarte greu cu Edi și în care eram foarte stresată, el se ducea afară să se juca, se dădea cu bicicleta și făcea toate tumbele posibile, iar eu evident că rămâneam în casă cu toate gândurile, cu toate frustrările, cu toate grijile, cu toate preocupările, cu toate problemele și mă gândeam la lucrurile rele, mâncând un sandwich. Da, e foarte simplu. Așa m-am îngrășat, nu este nimic de pe altă lume. Cu siguranță vi se întâmplă și vouă, cu siguranță vi s-a întâmplat și vouă și cu siguranță nu sunt nici primul și nici ultimul om de pe lumea asta care se va întâmpla lucrul ăsta. Ce este important este să conștientizăm și să luăm atitudine. Practic despre asta vreau să vorbesc astăzi, despre cum conștientizăm acest proces și cum luăm atitudine în momentul în care apare această situație. Ce am făcut eu, v-am spus, a fost să accept. Am acceptat, am ajuns la limita acceptării mele. Pentru mine limita a fost de 80 de kilograme. Și am zis, eu mai mult de 80 de kilograme nu vreau în viața asta să am din nou și să ajung, pentru că am acceptat 80 de kg, o să accept și 82 și 85 și o să accept apoi și 89 și până la 90 mai e un kilogram, deci mai mănânc o gogoașă și se pune și ăla. Așa că am zis, ăsta este limita, gata. S-a terminat distracția, m-am distrat, am mâncat și înghețată, m-am simțit și bine, am fost și stresată, am și plâns mâncând. Gata. De pauză, asta este foarte important, pentru că în momentul în care se întâmplă astfel de situații, este bine să ții o pauză. Să ții o pauză în care nu ești nici în perioada aia în care ești frustrat și în care te îngrași și în care mănânci emoțional, nu ești nici în perioada în care ții dietă și în care vrei să slăbești și în care faci lucruri. Ai nevoie de o perioadă de pauză, o perioadă în care să te liniștești, în care să te regăsești, în care să te reechilibrezi. Și asta mi-am oferit și eu din ianuarie până în martie, o perioadă de pauză în care m-am analizat lucrurile. În momentul în care te-ai îngrășat și vrei să începi să slăbești, trebuie să stabilizezi. Te stabilizezi emoțional, mai ales când a fost un proces de îngrășare emoțională, și mai apoi stabilizezi kilogramele, pentru că poți să mai ai fluctuații și să urci. Îți stabilești cum mi-am pus eu acolo, băi, 80 de kilograme este limita și de aici încolo nu accept mai mult de atât. Trebuie să coborâm mai înapoi. Cam așa am vorbit cu cântarul și am stabilit. Bine, e o discuție cu mine, a fost o discuție cu mine personală și cam asta. Să faci, este o analiză a stilului de viață. Exact cum am spus eu puțin mai devreme, m-am îngrășat emoțional, restul lucrurilor le făceam bine, ce făceam rău erau acele gustări, era că îmi acceptam poftele. Dacă venea Marian cu, nu știu, cipsuri acasă, vroiam și eu cipsuri, mie nu-mi plac cipsurile, eu nu mă ajut în viața mea să cumpăr cipsuri, nu-mi plac. Sunt grase, sunt sărate, sunt, nu-mi plac. Dacă îmi dai ciocolată, nu mă supăr, din aia chiar pot să-mi cumpăr și eu. Dar ajunsesem chiar și în situația asta în care, băi, ai adus ceva acasă, nu contează, vreau și eu. Da? Cam ăsta a fost motivul în care m-am îngrășat și mi-am analizat aceste lucruri și am zis, măi, ce fac? Aici este momentul în care trebuie să iau o decizie. Ce fac? În ce direcție merg? Practic, următorul pas a fost să iau decizia să nu mai fac lucrurile greșite pe care le făceam. Pentru că corpul meu reacționează imediat. Adică, la mine este suficient să mănânc astăzi 3 bătrățele de ciocolată, că o să se cunoască dacă n-am avut grijă la celelalte alimente. Adică, am mâncat mai multe calorii decât ar. Și chiar dacă nu mănânc mai multe calorii, se cunoaște. Zahărul ăla acolo e nebunie cu el ce se întâmplă în corpul meu.
Dar asta este corpul meu, nu zic că vi se poate întâmpla și vouă sau că așa se întâmplă pentru toată lumea. Urmăresc alți vloggeri și mă uit la ce mănâncă ei și îmi dau seama că dacă aș mânca eu așa numai o săptămână, păi în săptămâna aia aș fi la 97 de kilograme înapoi. Dar asta este cazul meu și vă rog din tot sufletul, urmăriți-mă ca și cum o prietenă vă povestește. Așa urmăriți-mă, urmăriți-mă precum urmăriți ce vă povestește o prietenă. Și nu încercați să spuneți, decât dacă vi se întâmplă și vouă la fel. Uite, mi se întâmplă și mie la fel, s-ar putea să fie chestia asta. Dacă simți că te identifici atât de mult și vrei să discutăm despre aia, te rog frumos, scrie-mi. Dă-mi un telefon. Eu am contactele mele aici în căsuța de descriere. Vorbim despre asta. Chiar mi-ar plăcea. Chiar mi-ar plăcea să putem să vorbim despre asta, dar nu o face neapărat singur, pentru că e greu atunci când e singur și când nu ai toate cunoștințele, nu ai tot tabloul. Vă rog mult, aveți în considerație faptul că eu am 8 ani în care studiez partea de nutriție, partea de coach și tot ce înseamnă stil de viață sănătos, adică pur și simplu ce s-a întâmplat în 2020 cu mine a fost o scăpare și a fost datorată faptului că am ieșit din comunitate. E practic toată întâmplarea asta cu pandemia și cu izolarea a venit și mi-a luat tot ce construise, mi-a luat fundația. E normal că a căzut casa. A căzut acoperișul în cap. Da? Asta mi s-a întâmplat mie. Nu trebuie să vi se întâmple și vouă, pentru că sau să se întâmple și altuia. Sau să o luați, mai uite, pot să mănânc orice la prânz, că mi îmbunătățesc gustările și asta este povestea. Nu, trebuie să fie un echilibru întotdeauna, da? Următorul pas este să construiești, și asta fac eu acum, să construiesc și să-mi asum noul stil de viață. Eu am stat așa cum ești și m-am gândit, mai Alexandra, lucrurile faci bine. Ce ai făcut atunci când ai slăbit 35 de kilograme, tu ai continuat să faci până acum tot timpul, și în timpul sarcinii, și în timpul pandemiei, și tot timpul, adică lucrurile de bază. Ce nu ai făcut bine, au fost lucruri pe care le-ai adăugat. Asta a fost discuția mea cu mine. Da? A fost lucrurile pe care le-ai adăugat, asta a fost ce nu ai făcut bine. Și trebuie să scot odată lucrurile acestea pe care le-am adăugat, dar și să repar ceva anume, pentru că, uite, de exemplu, în perioada de sarcină m-am îngreșat pentru că mi-era mult mai foame decât înainte. Și, clar, aveam glicemia foarte mică. Și, fiind mult mai foame decât înainte, clar aveam nevoie să mănânc un pic mai mult. Și acele 300 de calorii pe care le-am mâncat în plus au contat în timp. Ce fac eu acum este să am mic dejun corect echilibrat, să am poate un fruct, 150 de grame, 200 de grame de fruct pe zi, masa de prânz echilibrată, vorbim în vlogurile de ce mănânc despre asta și o să vă arăt exact. Să fac sport și să am o gustare după antrenament. Este foarte important ca după antrenament să mănânci un shake de recuperare care să te ajute să îți refaci masa musculară. Pentru mine este foarte important, funcționează și fac asta. Cam asta este gustarea mea. Fie gustarea de dimineață, fie gustarea de după prânz. Depinde când fac sport. Uneori fac dimineață, după micul dejun. S-au întâmplat câteva dăți în care am făcut sport înainte de micul dejun, dar nu reușesc foarte des pentru că mi se face repede foame dimineața. Și masa de seară, care la fel, despre care la fel vorbim în vlogurile de săptămânale, în care vă arăt evoluția mea și ce mănânc. Cam asta am făcut. Ce am adăugat nou și ce adaug nou este partea de sport. Practic, eu în toată perioada aceasta anului 2020 nu am făcut mișcare decât din pat, pe canapea, la bucătărie, la ei din cameră să-l mai ajut cu câte ceva, poate puțin pe afară. Și atunci, astă vară, da, făceam antrenamentele pe care mă străduiesc să le fac astăzi. De fapt, mă străduiam să le fac, pentru că astăzi îmi iese, atunci nu mi-e așa la fel de bine cum iese astăzi. Și asta este ceea ce fac nou. Nu fac nimic altceva. De asta vreau să vă spun că nu trebuie să faceți ceva spectaculos. Gata. Acum fac ceva spectaculos. Da? Nu trebuie să aveți schimbări spectaculoase în viața voastră, ci schimbări mici care să vă aducă acolo unde vă doriți voi foarte mult.
Eu îmi doresc să-mi lucrez corpul și pe parte sportivă. În primul rând că este foarte important sportul în viața noastră, asta categoric. Sportul are o importanță foarte mare pentru că este singurul care, de exemplu, pune limfa în mișcare. Da? Sistemul limfatic stă pe loc dacă tu stai și acolo clar se întâmplă niște lucruri cu toate toxinele acelea din corpul tău. Sângele se pune în mișcare foarte bine, metabolismul este mai accelerat când faci sport, elimini mai bine toxinele, adică se întâmplă niște lucruri faine când faci mișcare, dar trebuie să combinate lucrurile, adică alimentația pe primul loc, echilibrată, sănătoasă și apoi să facem sport. Cumva lucrurile cam așa trebuie scluate, pentru că tu te vei chinui să faci sport, dar nu te alimentezi încă corect, s-ar putea să nu ai energie să duci antrenamentul și o să te demotivezi, o să spui că nu funcționează. Trebuie să echilibrate lucrurile, da? La fel este foarte important să etapizăm procesul. Întotdeauna cu persoanele cu care eu lucrez, etapizez, adică uite, mai întâi luăm micul dejun și învățăm să mâncăm mic dejun corect, apoi învățăm să mâncăm gustările corect, învățăm să mâncăm masa de prânz cum trebuie, cina. Și asta dură, poate să dureze 2 săptămâni, o lună jumate, 2-3 luni, depinde de fiecare persoană în parte. În cazul meu nu mai am ce să mai etapizez, pentru că eu deja aveam toate obiceiurile acestea, ce îmi lipsea era partea de sport și pusesem eu aiurea, niște gustări, dulciuri și alte chestii care nu îmi trebuiau, clar, nu îmi trebuiesc în viața asta și acolo a fost greșeala mea. Acum, care este scopul meu? Este să îmi creez o identitate de om care face sport. În fiecare zi, de 5 ori pe săptămână, pentru că așa este planul de antrenamente pe care îl am, eu vreau să fac sport, să îmi fac antrenamentele, să îmi duc corpul la următorul nivel, da? Și de ce nu, după ce mai slăbesc, să merg să-mi iau o diplomă de antrenor de fitness. Da, ăsta ar fi un scop pe care, da, pot să-l declar, pe care îmi doresc cu adevărat să-l fac și pentru care sunt dispusă să muncesc. Pe partea de alimentație, ce pot să declar că sunt dispusă să fac este să restricționez acele plăceri vinovate la o dată pe săptămână, o porție pe săptămână sau, da, ceva de genul ăsta. Mă gândesc acum și la cum a fost, da, acolo, dacă ajung la o porție pe săptămână, asta este suficient și categoric să nu mai permit niciunei situații stresante din viața mea să mă facă să mănânc pe sistem nervos, așa cum am mâncat în octombrie anul trecut. Acestea sunt lucrurile pe care eu le-am luat ca angajament față de mine în procesul acesta. Dacă tu ești la început, ia-ți alt angajament, ia-ți angajamentul să mănânci 3 mese principale și 2 gustări și să bei suficientă apă, atât cât îi trebuie corpului tău, adică 30 de mililitri pe kilogram corp. Nu începe radical cu tot. Uite, Alexandra face aia, face aia, face aia, fac și eu fix la fel, pentru că nu o să funcționeze la fel. Da? Te vei frustra că trebuie să faci prea multe schimbări, trebuie să schimbi prea mult stilul de viață. Important este să o iei treptat, etapizat, astfel încât chiar să poți să susții pe termen lung. Un alt lucru, dă-ți timp, veți vedea în vlogurile mele că nu voi spune niciodată slăbesc 20 de kilograme până X dată. Nu știu în cât timp, poate le voi slăbi în 5 luni, poate le voi slăbi în 3, poate le voi slăbi într-un an, dar de dat jos le dau. Asta este clar. Da? Asta contează cel mai mult. Nu voi pune o dată limită pentru aceste kilograme. Știu că am de ajuns acolo, și indiferent cu viteza cu care merg, eu voi atinge acest obiectiv, dar fără să mă frustrez. Este foarte important să o faci fără ca tu să o faci cu plăcere, cu pasiune și să iubești să faci aia. Da? Să iubești. Eu iubesc acum dimineața când mă trezesc, mănânc micul dejun și pe micul dejun fac sportul. Iubesc să fac asta pentru că știu că îmi dă o stare bună și acum o iubesc intenționat. Încă, da? Pe măsură ce vor trece 2-3 luni de practicat, cu siguranță o voi iubi pentru că o voi iubi, așa cum iubesc astăzi să beau apă sau ceai, da? Se mai întâmplă și cu sportul. La fel se întâmplă și cu schimbarea opțiunilor alimentare. Uite, de exemplu, iubesc să mănânc legume, să mănânc salată,
să mănânc, da, frunze de genul, să mănânc quinoa și linte, m-am îndrăgostit, mă simt mult mai bine decât dacă aș mânca ceva care conține carne. Da, este un alt lucru pe care îl iubesc. Nu spun că poate de 2 ori pe săptămână nu voi mai mânca și eu carne, dar intenționez ca de 5 ori pe săptămână să mănânc leguminoase ca proteină. Ok, am făcut așa o concluzie mai amplă. Sper că am fost coerentă și că m-am făcut înțeleasă. Îmi doresc să vă fi transmis că este foarte important să luați decizia, să faceți lucrurile gradual și să cereți ajutor. Este foarte important să aveți pe cineva alături de voi care să vă sprijine în dobândirea acestor obiceiuri. De aceea sunt și aici, de aceea îmi pun această vulnerabilitate pe masă, pentru că nu este ușor să spui că ești wellness coach și să ai 20 de kilograme în plus. Eu n-am mult timp să mă gândesc dacă fac sau nu fac asta. Dar da, vreau să o fac pentru că odată mă motivez pe mine un pic mai mult și am și eu de câștigat din asta, dar a doua cu siguranță va fi un jurnal foarte fain pe care îl pot arăta peste câțiva ani atât copilor mei și familiei mele cu ce am reușit eu, dar și clienților mei și persoanelor pe care voi vrea peste mai mulți ani să-i inspir și să-i sprijin să domânească și ei obiceiuri sănătoase și pe voi astăzi cei care îmi urmăriți aceste înregistrări. Vă mulțumesc din tot sufletul, că ați fost alături de mine și în acest filmuleț, că m-ați ascultat și îmi doresc tare mult să vă fi lăsat acolo cu niște informații valoroase și pentru voi, care să vă sprijine pentru a vă atinge obiectivele. Vă doresc o zi sau o seară frumoasă și ne vedem în următorul video. Vă pup!